Ministerul Finanțelor Publice restabilește facilitățile fiscale acordate până la 31 decembrie 2015 veteranilor de război, văduvelor de război, al persoanelor persecutate din motive politice, precum și al celor deportate în străinătate. În cazul veteranilor și al văduvelor de război, Ministerul propune scutirea integrală de la plata impozitelor pentru clădirile și terenurile deținute în comun cu soții, soțiile acestora, precum și pentru un mijloc de transport la alegere. Pentru persoanele persecutate din motive politice și cele deportate în străinătate, scutirile se acordă pentru locuința de domiciliu, terenul aferent acesteia și pentru un mijloc de transport la alegere. În acest sens a fost modificat codul fiscal printr-o ordonanță de urgență. În legătură cu publicarea pe site-ul Ministerului de Finanțe a ordonanței de urgență privind modificarea și completarea legii 227/2015 privind codul fiscal, legat de drepturile care se aplică văduvelor de război, putem face precizare faptul că aceste scutiri se vor aplica pentru clădiri, pentru terenuri, pentru mijloacele de transport, însă ele se aplică de către primării, de consiliile locale. Veteranii de război, văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, precum și cele deportate în străinătate, au beneficiat și până acum de scutiri de la plata taxelor și impozitelor pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport. Însă de la 1 ianuarie, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal, soțiilor și soților acestora nu li s-au mai acordat astfel de scutiri. Scutirile de impozit se vor aplica de la data intrării în vigoare a actului normativ. Pentru una 15 zile de întârziere, contravențiile aplicate sunt între 300 și 1000 de lei. Pentru întârzieri între 16 și 30 de zile, contravențiile se ridică la 1000-3000 de lei, iar peste 30 de zile, contravențiile sunt între 1500 și 4500. De lei. Autoritățile locale au obligația să recalculeze impozitele datorate de persoanele ce fac obiectul modificării codului fiscal pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. În municipiul Baia Mare, în această situație, sunt 23 de persoane care fac obiectul acestor scutiri, a precizat Dan Bucă, purtător de cuvânt al primăriei Baia Mare. El estimează însă că la nivelul județului Maramureș sunt în jur de 300 de cetățeni.